Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Sunt Claudiu, Claudiu Cazacu și mă bucur să ne auzim. Discuția noastră se referă doar la opinii despre piață, nu recomandări de tranzacționare. Important să reținem și faptul că utilizarea efectului de levier implică uh, riscuri consistente, dincolo de cele uh, introduse deja de uh, variabilitatea instrumentelor financiare. Să vedem uh, cum arată la începutul acestei săptămâni. O săptămână cu evenimente programate importante, în special decizia Rezerve Federale de Miercuri. EuroSD nu are încă abilitatea de a se distanța de trendul ascendent, Vedem însă că nici excursia spre 1.20 nu a fost finalizată cu succes. Sesiunea de vineri a fost una dintre cele relativ mai puțin volatile, cu fluctuații modeste, ceea ce în linii mari nu este o surpriză având în vedere calendarul financiar, dar mai ales temele mixte, politico geopolitico-economice, care țin capul de afiș. În momentul de față, aș spune că traderii nu au o alegere clar evidențiată, dar că pentru a putea împinge în continuare euro în sus în raport cu dolarul american, este nevoie de alimentarea cu informații surprinzătoare în Favora dolarului sau de favoarea euro. În linia actuală, nu este la fel de ușor de menținut un parcurs favorabil euro În sesiunea de vineri am avut însă câteva declarații interesante. De exemplu, dinspre Lautenschlager am văzut o opinie despre cum este cazul. Să, să iau decizie de diminuare a achizițiilor de active la în începutul lui 2018. Am avut uh, o primă parte a sesiunii în care traderii trebuiau să vadă uh, cum reacționează la un nou, uh, o nouă lansare de rachetă, un nou test din partea Coreei de Nord, care din nou a zburat peste teritoriul Japoniei. În uh, același timp, vânzările de retail au fost uh, slabe în Statele Unite valoare globală minus 0,2% față de plus 0,1%, iar um, Valoarea core 0.2 față de 0.5, o distanțare destul de mare, pe o serie volatilă, ceea ce înseamnă că o singură lună nu, nu poate remodela suficient tabloul general, însă se poate urmări cu mare atenție o repoziționare vis-a-vis -vis de USD, dacă se continuă și cel puțin încă o lună de zile această subperformanță. Vânzările de retail au fost dublate de o rată de utilizare a capacității în scădere, 76,1%, asta da surpriză, și o producție industrială sub așteptări. O scădere de 0,9% lunar este ceva foarte abrupt după un plus 0,2%. În principiu, datele arată o lună deosebit de slabă în august și asta chiar înainte de a avea niște perturbări generate în septembrie de evenimente climatice. Cred că pentru, pentru piețe se uh, strânge din punct de vedere macro un anumit risc la adresa dolarului american. Însă, întrebarea este Sunt aceste elemente suficiente pentru a reorienta o posibilă restricționare a programului QE de către a de fapt o absorție a sumelor injectate cu ocazia programului QE de către Fed miercuri, din punctul meu de vedere și al altor observatori, încă nu. Și de aceea nu vedem un euro de care să, să explodeze spre 1,20, 1,21 sau mai sus. În plus, am văzut prelate prin presă, diferite opinii despre cum dolarul a mers prea mult în jos și ar fi cazul să aibă și o corecție pozitivă. Pe de altă parte, avem acea posibilitate ca în Congresul American să se discute un pachet fiscal, unul cu un leadership din partea Congresului, din partea republicanilor din Congres și nu din partea președintelui ceea ce iarăși ar opera în favoarea dolarului. Cred că între aceste forțe divergente, rezultatul este aproximativ neutră, cu mici oscilații, astfel încât obținem încă un parcurs lateral. Acest parcurs lateral este însă um, un, un moment care durează, de fapt, cu o amplitudine mult mai mare decât cea curentă, dar este totuși un parcurs de așteptare ce uh, regăsim chiar la final de august. Au trecut mai bine de două săptămâni din septembrie, în curând vor fi trei, astfel încât putem spune că o perioadă de evoluție laterală se maturizează în, într-un astfel de orizont de timp, mai ales dacă ne uităm la distanța de aproape o lună a secvenței de consolidare anterioară. Bineînțeles, tehnicile de proiecție de timp sunt foarte imprecise și, în general, deosebit de dificil de, de utilizat. Cu, cu toate acestea, aș spune că este probabil ca cel târziu, în octombrie, să avem un nou uh, impuls uh, vizibil pe grafic, fie el uh, impuls ascendent către noi vârfuri de după 2015 sau un impuls descendent care ar putea să însemne raportat la secvența anterioară o corecție, dar pe un, cu un ordin mai mic în teoria lui Elliot ar fi un impuls. Deci ca idee, o mișcare destul de vizibilă, cred că nu, nu va mai avea foarte mult de așteptat, dar ar putea să mai dureze câteva zile. Sesiunea de miercuri, bineînțeles, evenimentul central al săptămânii, avem și alte date importante, însă Astăzi, în Europa, la 12, final CPI, valoarea anterioară era de 1,5% și noi o așteptăm să fie confirmată, așa cum se așteaptă și piețele, în general. Declarații de săptămâna trecută, Weidmann, de exemplu, spunea că politica monetară va rămâne stimulativă, chiar și după ce se încheie programul QE. Cu alte cuvinte, nu este un pas care poate fi luat de pe o zi pe alta. Ce se întâmplă în restul, în restul planului internațional? Vedem că în Germania există o intensificare a bătăliei pentru a bătăliei electorale. Deocamdată însă viețele nu văd prea mare stres de aici, ci din potrivă se hrănesc cu optimism în, în această direcție. În același timp nu mai avem în prim plan Corea de Nord, dar ea nu cred că trebuie, nu trebuie să aplicăm un discount prea mare. Poate reveni Uh, cum se spune, with a vengeance. Și în Statele Unite o nouă furtună riscă să afecteze New york de data aceasta, uraganul uh, Jose. Bun. Cum uh, putem agrega toate aceste aspecte, inclusiv uh, sentimentul uh, preliminar al Universității of Michigan în privința consumatorilor, în crește la 95,3 uh, puncte, cu expectații inflaționiste în crește la 2,7% anualizat. Uh, eu cred că în momentul de față avem un drift care uh, poate respecta un principiu tehnic descendent pe termen scurt, deci un 19-17 ar putea fi presat în primă fază. Uh, ulterior, cred însă că este destul de posibil ca piața să încerce să revină în zona 1930 19 50 sau chiar mai sus. Evenimente majore astăzi nu prea ar fi programate. Avem la ora 11 ce seara volumul achizițiilor de instrumente pe termen lung din partea nerezidenților și, bineînțeles, nesfârșitul potențial al unor tweet-uri dinspre președintele american sau sau unor evenimente militare pe scena globală. În ultima vreme, percepția este că ar, ar, exista o anumită deschidere pentru dialog. Vedeți inițiativa pe care a preluat-o Congresul în plan fiscal și în același timp vedem și uh, sfârșitul programului Dreamers, care permitea obținerea de rezidență pentru, uh, pentru cetățenii uh, pentru cetățenii altor state care ar fi venit în Statele și mai ales pentru copiii acestora. Uh, există, uh, inițial a existat o uh, direcție de a lichida acest program, uh, ulterior uh, deschidere spre negociere. Deci cred că lucrurile uh, încep să fie preluate într-o perspectivă mai pragmatică decât către piețe. În realitate, uh, Cred că piața pe EuroSD este divizată puternic între cei care uh, și-au menținut o abordare optimistă și speră că mai este puțin de stors din acest trend ascendent al EuroSD și cei care pândesc orice oportunitate pentru a întoarce trendul. Din punct de vedere tehnic, pe orizont mai larg, tendința nu s-a încheiat și chiar dacă mergem sub 1,1846, avem o linie de trend undeva mai jos. Însă, în, în realitate, cred că, deși nu văd neapărat ședința de miercuri ca fiind decisivă, văd următoarele săptămâni ca aducându ne fie mult spre 12150 50, 1,22, fie undeva spre 1,17 cel mult dar pentru sesiunea de astăzi o ușoară tendință descendentă și ulterior uh, potențial de recuperare. Uh, mâine o să avem date mai importante din piața imobiliară. O întrebare ar fi așa, din cauza uraganelor nu a trebuie să crească consumul pentru reconstrucția zonelor afectate? În cele din urmă, da, dar în primă fază vorbim de o uh, alunecare, de o vale a indicatorilor și abia ulterior de un deal de o reconstrucție, dar uh, da, vorbim de, vorbim de reconstrucție, vorbim și de pierderi care nu se, nu se recuperează, asigurător și reasigurător mai ales cred că Warren Buffett nu este foarte fericit de ceea ce s-a întâmplat dar nu numai el, mai sunt și alți reinsurers pe de altă parte, anumite sectoare, după acest după trecerea acestor uragane vor avea un un Episod foarte bun, un episod de creștere considerabilă a cererii. Acum întrebarea este, bineînțeles, mulți dintre cei cei de acolo și vor reconstrui casele, întrebarea este în ce fel o vor face cu ce materiale sau dacă unii se vor trezi în ceea ce privește riscul ca de fapt clima să se fi schimbat și Astfel de episoade să, să nu se întâmple odată la câteva zeci de ani, ci să se întâmple mult mai frecvent. Și atunci opțiunea este ori să schimbi radical modul de construcție, ori să încerci o relocare. Deci să, se poate întâmpla și asta. Mai mult, în timp, vor trebui să se trezească și în privința riscului ca nivelul oceanului global să crească. Și ați văzut și evenimentele din România. A existat o furtună viscată aproape din, din Senin care a făcut mai mulți morți, ceea ce părea o chestiune rezervată în, în zone tropicale. Ei bine, nu. Dezechilibrele la nivel planetar generate se, se crede acum destul de larg și de influența umană nu mai pot fi ignorate a ne pregăti pentru acesta înseamnă și tehnici de construcție noi, înseamnă și prevenție pe termen lung, care înseamnă grijă mai mare pentru mediu. Bun, deci revenind pentru Statele Unite, cred că în, în prima fază vorbim de un efect negativ pe dolar, dar ulterior, și întrebarea este când se introduce în cotați acest ulterior, pentru că ulterior înseamnă lunile următoare, săptămâni și lunile următoare, dar reflectate în date ceva mai târziu, că, pentru că datele vin cu decalaj, va exista și un efect pozitiv. Pe septembrie date bune? Nu. Mă aștept ca pe septembrie datele să fie slabe și abia ulterior, ulterior, poate octombrie, noiembrie. Deci luni de raportare. Luna de raportare septembrie nu mă aștept să fie foarte bună. La Asta răspund la întrebarea pe septembrie date bune. Uh, dar uh, ulterior, da. Și vorbim oricum de, de influență regională, chiar dacă e o regiune importantă, afectată, ea e cumva efectul e cumva mitigat de ceea ce se întâmplă în alte, în alte state. În orice caz, overall, aș spune că economia americană și-a atins punctul de maxim și începe o alunecare lentă pe care nu mai un program de stimulare fiscală sau de investiții în infrastructură și are mare nevoie America de așa ceva, ar putea să o stăvilească. Mergem la GBP-USD. Parcursul extraordinar de săptămâna trecută a dus la o perioadă de consolidare cu, iată, aici un zvâgnet. Dacă vrem să fim maestri ai tradingului, trebuie să fim atenți la astfel de semnale. Ceea ce s-a întâmplat aici a fost o, o dublă tentativă, de a depăși 1.36, niciuna nu a fost ocunată cu succes. Uh, intra aur, da, părea că totul e în regulă, închidere slabă și ulterior deschidere mai jos. În realitate, chiar dacă aparent uh, dintr-o zonă de consolidare atât de lată există un breakout descendent de încă uh, lărgimea respectivă, ceea ce ar însemna vreo 40 de pips, ignor umbrele în mod deliberat, Uh, și chiar dacă ipoteza este preponderent descendentă pe termen scurt, cred că tendința largă a fost deosebit de puternic și nu este ușor de reversat. În realitate, haideți să, uh, să fim destul de cinstiți. Piețele sunt uh, tributare unor uh, gândiri colective, ca să nu spunem un efect de turmă, uh, pentru că Brexitul este o temă care se, deva, se va, derula în anii următori uh, și pentru că tatonările respective uh, par a include între altele și un scenariu de puțin discutat acum în public, un scenariu al laburiștilor care s-ar putea gândi, par a, a, dori un soft Brexit, dar care nu exclud ideea de a renunța în cele din urmă, și uh, europenii sunt foarte nemulțumiți de modul în care evoluează, de viteza cu care evoluează negocierile, e bine, eu cred că o bună parte de participanți gândesc așa. O, unu, e o problemă care îți va dura ani de zile, ne concentrăm pe altceva cu efect pe termen scurt, sau doi, uh, lipsa de pregătire înseamnă că uh, poate cumva să așteaptă o modificarea climatului politic și la, în cele din urmă și o remodelare a deciziei. În orice caz, summitul a confirmat Juncker. Summitul de după ieșirea programată a Marii Britanii se va ține la Sibiu, în România. E un articol pe Reuters despre visul transil transilvanean și despre intenția lui Juncker stabilind această, această întâlnire în România. Bun. Pe termen scurt, ceea ce a dominat a fost reorientarea datelor și declarațiilor, orientărilor de politică monetară în favoarea majorării de dobândă relativ curând. Vlige de la BOE e un nume mai degrabă holandez, neerlandez, dar este un oficial al Bank of England care spune că va fi nevoie să creștem rate de dobândă mai mult decât o singură dată, dacă economia evoluează așa cum ne așteptăm. Uh, și a deblocat energii puternic entuziaste la final de săptămână. În momentul de față, însă, parcursul acesta de la 1.31 și puțin spre 1.36 simte o nevoie aprigă de corecție și cred că această nevoie va fi satisfăcută. Ulterior, însă, uh, pe baza unor, uh, unor uh, poziționări de ordin de ordin fundamental referitoare la dobânzi, este posibil ca direcția să continue. Spațiul permis și de canal de trend este destul de limitat în prezent. Avem o rezistență peste 1.36, undeva la 1.36.55, dar suport mai întâi, am zis, cam 40-50 de pips, ceea ce însemna spre 1.35, 35-20, dau în mod deliberat niveluri orientative, nu vreau să avem cremă o falsă senzație de siguranță. Suport la 1.34.50 mai jos, 1.33.72 și 32.76. Bun, astăzi calendarul ne aduce un discurs din partea lui Mark Carney la ora 6, nu este obligatoriu să ne lămurească uh, prea mult în privința politicii monetare, dar este de urmărit, vorbește în Washington DC. Uh, pentru dolar yen, lucrurile sunt uh, puțin mai complexe, din punctul meu de vedere. Aparent, liniște, trend ascendent, 111.71 în uh, sfera vizibilului și posibil a fi atins. În realitate, o piață care merge pe o gheață foarte subțire. Parcă văd un lac ce a înghețat de curând și entuziaștii se aruncă să patineze aici. Nu se știe dacă nu cumva pot apărea fisuri. Și fisurile acestea sunt de ordin geopolitic, nu neapărat macro, pentru că bursele se vede încă evoluează favorabil, iar, iar dolarul american, din, din perspectiva mea, este la lândul său în poziția de a fi privit ceva mai ecoc, ceva mai bun în perioada următoare. Însă, riscul geopolitic este absolut semnificativ. Avem, însă, o zi nebancară în Japonia și asta înseamnă o sesiune cu lichitate mai, mai scăzută, ceea ce a semnat un fel de drift inițial în direcția anterioară a trendului. Pe termen scurt, piața ar putea să continue această direcție. Eu o văd însă destul de vulnerabilă astăzi, mai pe după amiază, la, la o reorientare în sens descendent. La ora 5 ar fi de reținut și un indicator care, din păcate, este cu culoare, cu de prioritate cea mai slabă, un galben șters în, în calendarul Forex Factory, să văd cum este la noi, sper să fie la noi. Da, și la noi pare avea importanță scăzută. NAHB, cred că este de importanță medie. 67 de puncte, declin de la 68 e valoarea așteptată. N-ar fi o surpriză să vedem un declin ușor mai, mai puternic care să afecteze dolarul uh, în momentul respectiv. 110.75, suport 110.27 și 110, apoi 109.60, rezidență 111.71, 112.09 și 112.29. Bursele au, au avut o continuare a reacției pozitive, înregistrând noi maxime istorice în cazul US30, spărgând pe futures pe US500. Pe SP 500 Futures-ul la 2500 și o să uităm la acest grafic pentru a analiza perspectivele tehnice, cum se poate explica această dinamică aparent total, total irațională. Această dinamică ține seama de dificultatea de a găsi plasamente mai atractive în alte în alte zone de confortul de a merge cu trendul, de prezența importantă a unor produse de, de investiții de tip pasiv care nu fac altceva decât să alimenteze momentumul, fără a face a crea neapărat o distincție pe care o permit managerii activ de fond, aceștia pot primi capital, dar pot decide să nu l investească în timp ce capitalul care intră în fonduri pasive trebuie să ajungă automat în piață și ține, cred eu, seama de speranțele redeschiderii discuției de diminuare a taxelor. În același timp, avem, avem și o mai mare deschidere pentru negociere. De exemplu, un secretarul de stat al Statelor Unite a sugerat că, la urma urmei, s-ar putea ca SUA să nu părăsească acordul de la Paris în privința schimbărilor climatice. Și aceasta plus deschiderea de față de DACA, Dreamers Act, iar ar, ar fi, cred eu, favorabile. Dacă depășim 2506 însă, în sesiunea de astăzi, depășim un parametru, un reper important, uh, pentru că e extensia de 127.2 sunt câteva puncte peste 2500, se consolidează prefixul 2.5 și poate că ar fi adus în discuție în sesiunea de astăzi sau în cele următoare, 2516. Suportul este, însă, foarte aproape, 2496, apoi 2486, care e la doi pași de linia de trend și pentru ziua de astăzi, dar numai dacă se întâmplă ceva uh, neobișnuit și acest neobișnuit ar fi, din punctul meu de vedere, legat de Corea de Nord, uh, undeva spre 2481. Uh, dar tendința ascendentă este alive and well, este bine sănătoasă, Uh, dar uh, cred că vorbim de un orizont poate de câteva săptămâni uh, în care ea va fi pusă la grea încercare, deocamdată încă, încă vizibilă. Să vedem cum arată US30 uh, pentru a stabili un nivel. Trebuie să adăugăm un reper aici, reperul de 200. ca reper de proiecție, pentru că suntem într-o zonă de maxime istorice, unde nu ne mai putem lega de altceva. Dar nu prea, nu prea reușesc, nu știu de ce nume apare. Hmm. Da. Putem face însă foarte simplu. Ce înseamnă 200? Înseamnă o secvență care egalează distanța parcursă deja. Și acum mai rămâne doar dificultatea de a selecta această linie. Nu știu de ce masul meu nu vrea e, nu -o, o să fie după el. Iată ce am făcut. Am făcut o copiere uh, a, a setului de retrageri. Un pic neconvențional, nu știu, pare că rulează o scanare internă sau ceva, merge foarte, foarte lent. Bun. Uh, și cam așa ar arăta în <laughs> orice condiții vom obține nivelul respectiv de uh, rezistență. 388, cam pe acolo ar fi. O să încerc să-l pun și pe grafic, cu, uh, cu aproximarea de rigoare, deci pe posibil fi să fie câteva puncte mai sus sau mai jos. Ulterior ar fi un 22.400. Și mult mai sus, 22.600, dar nu cred că vorbim despre așa ceva. Mai degrabă, pe termen scurt, vorbim despre o intenție corectivă uh, spre 256, chiar dacă el nu a rezistat. Uh, în uh, parcursul uh, entuziast din sesiunea asiatică, bucuria de a nu vedea o rachetă lansată dinspre Corea de Nord uh, înseamnă. Uh, înseamnă motiv de fericire, iată ce înseamnă condiționarea psihologică a investitorilor. Uh, cu toate acestea, chiar dacă nu a rezistat la, la ducere, la întoarcere ar putea să ofere un microsuport mai jos uh, și mai puternic 182, cred, și apoi ext extensia de 127.2, care a jucat un rol uh, relevant aici, la 133 de puncte. Ca idee, ceea ce aș vedea este o piață care încearcă o corecție de câteva zeci bune de puncte, chiar ori, ori fie uh, din acest punct, fie uh, puțin mai sus, dar uh, probabil până în 388. Pare o sesiune ceva mai liniștită cu o anumită predispoziție pentru, pentru corecții. M-ar surprinde puțin să avem uh, un parcurs liniar ascendent. Însă, în sesiunea următoare, nu este exclus să uh, ne îndreptăm chiar spre noi uh, vârfuri. Deschidere cu gap în bursa europeană, o deschidere care a însemnat uh, depășirea temilor de la finalul de săptămână trecută. Ce am avut atunci? Am avut uh, tocmai fusese o lansare despre Corea de Nord, am avut un atac. Uh, Uh, un atac terorist într-o stație din Londra. Am avut comentarii hochiș uh, ale unui oficial BC și de aceea pozițiile mele favorabile nu au nu adus au uh, vreo satisfacție. Uh, ele au, până la urmă au expirat să l-am închis, ceea ce înseamnă că uh, vineri nu au fost piețele pregătite pentru așa ceva. Dar direcția inițială, deși a fost retezată, a fost uh, cumva lovită de uh, trei uh, știri puternic uh, nefavorabile, nu a împins piața sub 12.500, uh, ceea ce a păstrat acest caracter uh, lateral și, dintr-o dată, când am avut o deschidere, a fost dincolo de rezistență peste 570. Interesant. Asta nu împiedică o spargere a lui 570 astăzi. Dacă se întâmplă, avem 553 și 500 24 ca suport ulterior. Rezistența ar fi la 600, 636 și 667. Parcursul posibil ar fi în următoarele două 3 ore ce puțin o tentativă de a sparge. Cred că există un pic mai mult de 56 șanse de a merge sub 568. După aceea vorbind de o acoperire parțială sau totală a ghepului, aș merge inițial pe o variantă de acoperire parțială. Trendul însă este uh, în continuare unul ascendent și, mai important, se petrece această revenire pe la, până la vârfuri de după luna iulie, în condițiile în care EuroCD rămâne uh, destul de aproape de 1,20, peste 1,19 în orice caz. Cum se descriu scenariile în funcție de închiderile de astăzi? Dacă închidem la aceste 70 sau mai jos, Mâine, cel puțin prima parte a ședinței, implică riscuri descendente. Dacă închiderea se face pe la 580 sau mai sus, potențialul de continuare este întărit practic cu fiecare 10-15 puncte câștigate peste 580 la nivel de închidere. la mea ar fi că intraday putem avea anumite riscuri. Dacă închiderea s-ar putea face. Relativ rezonabil, permitând măcar o pauză, dacă nu chiar o reluare ascensiune în perioada următoare. Cu toate că, încetul cu încetul, vorbim de um, o tendință inerțială care va fi puternic uh, reversată la un moment dat, în momentul în care vor, uh, se va schimba curentul principal din piață. Aurul îl vedem în, într-un declin corectiv, 1314 suport pe termen scurt și influențat de linia superioară, o rezistență pe care o putem uh, uh, evalua foarte ușor prin proiectarea acestei linii. Bun. Uh, cam așa ar putea să arate. Ia o să poziționăm aici. Bun. Asta însemna o rezistență undeva la 1.316, mai sus ar fi 1.319 și 1.327. Ca idee, tendința largă este una descendentă, este o zonă bună de unde să apară un, un mic rebound. E de stat la până să vedem pe, pe un orizont de una-două ore ce face aurul. În realitate, cred că, și dacă mergem pe un daily, o să vedem că Uh, în mediul actual, tehnic cel puțin, dar încurajat și de, de lipsa unor noi surse de risc fundamental, uh, tendința aceasta descendentă colectivă ar putea continua. Și o închidere astăzi, chiar și la 1313, ar însemna că ieșim dintr-un trend mai, mai vechi. Deci, mi se pare ușor, ușor mai probabilă o alunecare suplimentară decât o întoarcere. Petrolul, însă, arată destul de bine. Iată, îl se peste 50 și întărindu-și prezența. Vorbim despre parțial, despre o distorsiune generată de efectele uraganului, uraganului Irma și acelui Harvey de dinainte. Pe de altă parte, avem și niște date neașteptate, vineri, despre Baker Hughes, cu o scădere a numărului de, de sonde cu 8, ceea ce creează un sentiment că poate în cele din urmă oil-ul nu mai este la fel de curajos. Însă eu cred că vorbim de niște elemente temporale în interpretarea tehnică, însă piața pare destul de destul de curajoasă încă și dacă am depășit 50,9, ar trebui să căutăm destul de departe nivelul de rezistență suplimentară. Cum ar fi 51,42 sau 52. Pentru moment suportul este furnizat la 50 55, 50,15 și ulterior 49,90, mai jos 49 44, dar tendința este în primă fază una ascendentă. Ca și cum șansa unei evoluții laterale, unei pauze a fost a fost cumva risipită. Dacă avem un breakout în forță, este posibil ca un peste vârful recent, asta semna peste 50,88. Este posibil să mai recuperăm din, din pierderile vechi ale petrolului încă câteva zeci de cenți. Dar tendința actuală, deși ascendentă. Uh, nu iese din, uh, din intervalul pe care îl respectăm încă de pe la început de 2016. Bun, să vedem uh, cum arată Euroron, v-aș propune, ca să nu ne întindem foarte mult cu, cu webinarul și mâine o să încercăm să atacăm și instrumente mai... Uh, mai puțin cunoscute. Am avut fluctuații importante pe monedele virtuale, de exemplu vești din, din China de interzicere a activității anumitor burse a dus la scăderi pronunțate. Ulterior a existat și o revenire. Dar să ne concentrăm acum pe leu. Euroron rămâne sub 4,60. Pare însă a fi greu de convins să nu spargă această barieră. Tendința de creștere a dobânzilor nu este una suficientă pentru a compensa riscul pe care îl percep piețele în legătură cu diferite aspecte ale politicilor fiscale și ale încasărilor, inclusiv creșterea marcată a deficitului de cont curent. Nu suntem la nivelurile din 2007 în raport cu PIB-ul, dar tendința de a crește cu 60% în primele șapte luni ale anului este totuși de, de, reținut și creează puțină preocupare. Pe termen lung, rezistența de 4,60-20 și chiar 4,61, cred că este, cred că ambele rezistențe sunt amenințate. Suportul ar fi la 4,59-50 și 4,59, parcă se simte așa un început de încercare de a genera vârfuri în scădere. Dar să vedem dacă asta continuă în sesiunea următoare, ar putea duce la un minim, un minim răspuns în favoarea, în favoarea leului, însă distanțarea de 4,60 nu cred că se face cu mare ușurință și nici pentru foarte multă vreme. Tendința dobânzilor este în creștere și roborul la 3 luni a atins 1%. În perioada următoare, dobânzile în mod gradual probabil că vor crește. Deci dacă aveți credite, e important să fiți pregătiți pentru modificarea ale referinței. Mulțumesc pentru atenția acordată. O zi reușită în continuare, o zi cu decizii logice și fructoase și să ne auzim cu bine. Pe curând, la revedere!